Creațiile literare populare și bucătăria tradițională de odinioară au fost frumos, armonios îmbinate aici la Casa Bătrânească din Hodac, gazda noastră fiind Muzeul Etnografic Anton Badea din Reghin, prin acest atelier acasă la bunici, prin care am învățat care este procesul de coacere a pâinii. Ceea ce dorim să promovăm este conceptul de muzeu viu, prin care să le oferim o incursiune în viața de altă dată. Încercăm să prezentăm o secvență din bucătăria tradițională românească și într-o ambianță, exact așa cum este la bunici, acasă la bunici, unde ambianța este caldă și primitoare, unde bunica face pâine, face covrigei și copilașii o ajută. 20 de copii cu vârste între 5 și 12 ani au luat parte la atelierul culinar Acasă la bunica, desfășurat vineri 4 septembrie. Aici, tanti Zamfira le-a arătat micuților cum se pregătește aluatul cu plămădeală, fără drojdie sau alți aditivi, cum se frământă, se pune la dospit și se împletește. Odinioară, cum se pregătea pâinea, tanti Zamfira? Cu făină, apă și aluat. Nu se frământa cu drojdie. Plămădeala este foarte importantă. Cum trebuie concepută maia? Dacă vrei să faci mai din noapte în cuptor, cum se făcea la țară mai de mult, făceam de seara plămădeală, numai aluatul și un pic de făină și dimineața frământam și era la 8-9 era făcută pâinea. În timp ce aluatul a stat la dospit, copiii au ascultat poveștile lui Ion Creangă în odaia bunicii de la casa tradițională din Hodac. Judecătorul, după ce îi ascultă pe amândoi, cu luarea minte zise celui cu două pâini: și nu ești mulțumit cu împărțiala ce s-a făcut, omule? Nu, domnule judecător, zise nemulțumit. Am citit că prapotreie și cele cinci pâini, care se pare că i-au fermecat pe copii în casa bătrânească a bunicii și cred că mai vor să vină și la o altă activitate de genul ăsta. Coca a crescut, iar acum vine momentul cel mai așteptat de cei mici, împletitul aluatului, covrigei, pupeze și colăcei. Știu ce o să fac. Cum mișc degețelele? Încet. Pe masă nu? Mai pui și făină? Da. Ce vrei să faci? O împletitură. Ai mai frământat vreodată? Da. Când? Acasă. Cu cine? Cu mami. Și ce știi tu să faci? Împletitură. Ca părinte, cum vedeți dumneavoastră aceste activități interactive? Foarte interesantă și binevenită pentru copii care majoritatea poate nu mai au posibilitatea să meargă la bunici, pentru că locuiesc la oraș. Noi, cei care într-adevăr am fost la bunici în perioada vacanțelor de vară, retrăim într-un fel copilăria noastră prin ochii lor și ne place să împărtășească și ei aceleași bucurii care le-am avut noi în copilărie. Deci foarte binevenită această activitate, după părerea mea. Am învățat care este procesul de coacere a pâinii. De fapt, secretul pentru o pâine gustoasă este, în afară de textură, de conținut, consistență, formă, culoare, multă, multă dragoste. Iar în încheiere, nu ne rămâne decât să vă spunem că am încălecat pe oșa și v-am spus povestea așa. Am încălecat pe o roată și v-am spus povestea toată.